Am revenit la știri, exercițiu militar de amploare în Marea Neagră. Peste 1300 de militari și 17 nave ale forțelor navale din 7 țări membre ale NATO, elicoptere și avioane au ieșit în apele portului Constanța în cea mai mare desfășurare de forțe din țara noastră din acest an. Poseidon 2017 este numele exercițiului militar din Marea Neagră în care forțele NATO își testează capacitatea de a face față unor atacuri reale. Un exercițiu de luptă în care vedeta este o navă românească, nava maritimă hidrografică Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu. Ieșim din portul Constanța cu nava hidrografică Alexandru Cătuneanu. Exercițiul multinațional Poseidon, organizat de forțele navale române, este în plină desfășurare. O regină a balului, după cum o numesc cu mândrie membrii echipajului. Nava are misiunea vitală de identificare a țintelor și pericolelor submarine. Nava are ca principală misiune cercetarea hidrografică și oceanografică a rayonului Mării Negre. Este o navă cu misiuni de asigurare de luptă. Culegem date care sunt prelucrate și transmise navelor din forțele navale. Totul depinde de cei de pe Alexandru Cătuneanu. Fără datele culese de ei, nimeni nu știe ce pericole pândesc din adâncuri. Noi suntem cei care colectăm datele pe mare pentru lupta antimină în cadrul forțelor navale. Noi suntem păstătorii bazei de date cu toate contactele de pe fundul mării. Le interpretăm din punct de vedere al luptei antimină și noi suntem cei care facem produsele gen hărți, planșe pentru partenerii NATO. Cum am făcut și pentru acest exercițiu, am făcut o cercetare hidrografică, oceanografică și cu sonarul cu scanare laterală și le-am predat planșa în urma cercetării. Nava este unică în cadrul forțelor navale române și dispune acum de tehnică de ultimă generație în ceea ce privește cercetarea marină și oceanografică. Intrăm acum în cel mai important compartiment al acestei nave. Este vorba despre laboratorul de oceanografie și hidrografie. Practic, în acest loc se strâng toate datele din Marea Neagră. Aceste date ajung pe hărțile de navigație, iar pericolele de navigație depistate se marchează în timp real. Iar Marea Neagră ascunde încă multe secrete, pe care cei 20 de ofițeri, maiștri de marină, subofițeri de pe Alexandru Cătuneanu, toți specialiști în navigație, le descoperă zi de zi. Șaptesprezece nave din 7 țări NATO, 1500 de militari, un elicopter Puma naval, două embarcațiuni rapide pentru scafandri, două avioane MiG-21 Lancer și o navă a gărzii de coastă iau parte la exercițiul Poseidon 2017. Exercițiul Poseidon 2017 este un exercițiu specializat de luptă împotriva minelor. În cadrul acestuia, navele ieșite astăzi pe mare au avut misiuni de minare, de dragaj mecanic, cele specializate în dragajul mecanic, precum și de vânătoare de mine. Ulterior, identificării pericolelor subacvatice, grupele EOD pot acționa pentru neutralizarea acestor pericole, astfel încât navele de suprafață să poată trece prin pase sigure, prin raioane sigure, care să nu aibă astfel de pericole în subapă. Pe lângă Alexandru Cătuneanu, România mai este reprezentată la acest exercițiu de dragoarele maritime locotenent Lupu Dinescu și sublocotenent Alexandru Axente, corveta contraamiral Eustațiu Sebastian și navele pentru scafandri Grigore Antipa și Venus. Poseidon 2017 se va încheia pe 13 martie.